Salutare și bine v-am găsit la un clip, prim clip de pe Forza Horizon 4. Sunt aici cu băieții grei, facem un challenge, aș putea spune așa. Avem mașinile stock din filmul Fast and Furious. Să salutăm pe Liviu, pe Dertec, pe... avem aici pe Adelin și pe Dadu23. Salut băieții, salut. Și o să luăm mașinile stock, am luat mașinile stock de fapt, acum. Mașinile sunt așa, Toyota Supra, Mitsubishi Eclipse, Nissan gen 34, ceva gen, cred. Nu? Da. Așa. GT34 cred. Avem asta, da, chiar nu știu ce e. Alo Adelin. Skyline, da. Dodge. Nu știu ce Dodge. Dodge. E Dodge, mă rog, așa. Dodge. Și avem aici un Mazda LX7 frumușel care se tunează super frumos, l-am și eu. Da. Și o să facem, băieți, înainte de toate, nu uitați de butonașul de like, ajută foarte mult canalul, neapărat de tot. Și dacă greșim acum mașinile, vă rog să... Băi, e o mașină minus aici. A, nu, gata. Dacă greșim mașinile, vă rog să lăsați în comentarii sau... Și chiar dacă le zicem bine, să spuneți în comentarii, da, este bine, sunt bine mașinile ale fiecăruia. Deci mașina mea, adică Toyota Supra, Mitsubishi Eclipse și Nissanul GTR-ul, sunt al lui Paul Walker. Și avem aici ăsta, cum era, cum se numea? Dodge, așa. Și Mazda ăsta sunt al lui Vin Diesel, băiți. Sau Van Diesel, mă rog. Deci, dacă greșim sau ceva, în comentarii, punk, da? Acum plecăm. Nu ne-am asigurat că nu-i nevoie. Plecăm frumos. Mașinile trag foarte greu pentru că sunt stock. O să trebuiască să le modificăm. Au plecat și băieții. Bun. O să facem un first person, așa să zic, până acolo sus. Deja ninge afară, avem cauciucurile de vară. E nasol că dacă e poliția pe aici ne prinde rău de tot. Nu uitați, băieți, încă o dată de butonașul de like. Ajută foarte mult canalul chiar acum. Nu uitați că în fiecare seară încerc să fac... Cam în fiecare seară am făcut de vreo 3 zile încă am făcut live numai cu Forza seara. Foarte mult timp, 6-7 ore am stat. Așa că așteptăm și pe voi. Ia să vedem. Curbă periculoasă la stânga aici pe short. O mai călcăm și noi pe aici. Deși degeaba o călcăm, că nu, efectiv zici că de... Zici că merge cu mașalierul, mă jur. Dar băieți, atenție, când o să modificăm mașinile astea, wow, o să vedeți cum o să fie. Deci faceți diferența de acum. Deci între a treia la 50, piciorul la fund. Așa trage mașina. O să vedeți mai încolo după ce le modificăm, că efectiv nu o să poată să le ține nimeni pe șosea. Nimeni, mă jur. Uite acolo Eclipse în spate. Și rip polul că încea, băieți, din păcate. În comentarii, de fapt, nu în chat. Nasol, bă, nasol, era... Sincer, nici nu știam cum îl cheamă până a murit, vă zic sincer. Dar îl știu din film. A fost legendă. Ce cu mine sunt, băieți, nu zic nimica. O depășire aici pe short? Mi-da. Cam periculoasă depășirea asta, sincer. Periculoasă că nu am... N-am putere la mașină. Dă dreapta așa frumos. A 5-a tata la 100. Deși o să ia, o să ia 100 cu antea dacă e modificată. Deci o să fie nebunie. Și aici începe gălăgia. Aici o să las puțin jocul, mai încercat să ne aud mod cu băieții. Că oricum e relevant aici sunetul la mașină. E relevant cam tot ce se întâmplă pe aici. Aici e festivalul, în caz că nu știați. Dar aici se modifici mașini, îți poți cumpăra mașini. Multe chestii. Ia să vedem. Și acum o să dăm iar jocul tare. Bau. Hai că ne-ai trafă mine. Și acum știți ce aveți de vă, băieți? Modificări la blană. Garaj frumos, upgrade, custom upgrade. Cred că o să pun prima dată culoarea, cred că o să o fac. Să fie body kit-ul ăla. Sau cred că îl fac la final mai degrabă, după ce fac modificările. Culoarea o faci? Hai că fac și eu. Hai că fac și eu culoarea. Așa. Paint car. Nu mai știu sigur unde trebuia să intru, cred că la Advanced, nu? Unde trebuia să intru ca să-i fac culoarea pentru... La Find New Design. Find New Design, stai. Gata. Și acum noi trebuie să așteptăm până să încarc asta și să băgăm culoarea. Ia să vedem dacă... Cred că e mai îndreaptă, mi se pare. Nu e asta. E portocaliu, dar nu e aia. Uite, asta o să fie. Nu mai știu dacă are spoiler așa pe spate. Și body kit-ul ăsta. Băi, sincer, nu mai știu dacă e așa accentuată culoarea. O să o fac accentuată, băi, sincer să fiu. Sau nu, uite asta, Paul Walker. Scrie direct pe ea Paul Walker. Am lag la web ceva? Cred că am puțin lag, o să remediez imediat problema asta, pentru că... E cam nevoie, sincer să fiu. Bun, gata, mult mai bine, cred.
Ia să vedem. Upgrade and tuning. Tuning, adică, nu tuning. Și motorul, nu cred că o să-l modific, deși ăsta parcă V8 172 Racing, ăsta are cam, e cam bine pe speed și dă și 400 de kW, e wow. Sau 6.2 V8, bă, nu știu. Spuneți în comentarii dacă vrea să-i pus alt motor, uite avem și V12 aici, mamă. V12-ul ăsta e wow, bă. Să punem V12, băieți? Nu știu, sunetul cred că e cam urât. E cam urât sunetul, dar la V8 e frumos sunetul, o să pun V8. Tracțiunea spate vine stock, ca la orice mașină din asta sportivă. Aici avem pozitiv twin turbo, nu știu ce să-i pun, vă zic sincer, nu dă niciun plus, nu dă nimic asta. Cred că o las stock turbina, nu știu dacă aș modifica-o sincer. Deși poate ar trebui body kit-ul, acum nu știu dacă să modific o body kit-ul, deși are foarte multe din body kit. Uite asta, parcă, deși are chestiile astea pe aici, chat, nu știu, e... Cred că o să-i las body kit-ul ei, ăsta. Deși cred că e stock, bă, cred că e stock ăsta, chat. Ăsta e stock, bă. Oare el avea stock pe ea? Nu știu cum e pe Google. Gata, eu am făcut-o, mai tot. Eu cred că îi pun pe ăsta, că arată, mamă, arată bine, bine, arată tot. Și pe spate eleronul, bă, eleronul, nu știu ce să zic, uite asta. Nu, cred că îi las pe ăsta, băiți. Sau, nu, era, care era? Ăsta era. Nu, îi las pe ăla, las pe ăla, normalul. Și acum să vedem aici. Sincer, asta după gusturile aș face, nu m-aș lăsa așa, că... Dă bine, uite asta, deși e navetă spațială, uite asta, chiar e frumoasă, mamă ce frumos e difuzorul ăsta, wow. Și pragurile să fie mai, cam nasol, sincer. Uite așa, să intre pe aici niște aer frumos. Capota, avem decât o chestie la, stai așa că, decât o chestie la capotă, bă, sincer, dă bine, nu dă rău cu ea așa. Deși parcă, bă, nu, e ok, uite, astea sunt deja. Ok, ia să vedem, jantele o să le modific și pe ele. O să lăsăm... Exact. Eu le fac mai, uite așa, mai pe față, pot să le pun pe 275, 280, le pun așa pe față, că eu din ce știu așa să fac, și cât mai arate pe spate. Bun, jantele, sincer, bă, nu știu dacă i-aș modifica jantele. Eu le pun, că le-a avut ea. Cum le-a avut? Eu nu știu. Hai să mă gindesc, cred că îi le pun... Pe astea așa, deși, nu, cred că le pun pe astea, uite, pe astea le las așa. Poate sunt urâte, dar mie, sincer, chiar îmi plac. Plus că le facem puțin mai mari, le facem pe 19, cred că sunt, da. În față scoasă un pic și în spate cât se poate. Nu, pe față chiar putem să lăsăm așa, să zic. Bun. Și acum, avem aici tată la maxim. Am aici cam la maxim între la toate, sincer. Aici nu prea, de ce să nu bagi la maxim? Merge înregistrarea, merge, mamă, poate dădea Felix, ești nebun că nu mai. Câte like-uri, băieți, vreți să strângem pentru clipul ăsta? 10.000. Hai că 10.000 de like-uri așa. 7.000. Hai că 7.000, ce aveți? 5.000 de like-uri. Ce 5.000, bă, sunt multe, mă, frate meu. 2.500. 2.500, bă, da, 2.500. Cred că ar mai merge un 2.500 așa pe short. Dar pe... Long-ul ăla să dai cu 10.000 de like-uri e greu rău de tot. Ia să vedem. Băi, și eu sunt gata. Sunt gata și băi, sincer, chiar îmi plac jantele, dau bine rău cu mașina, nu știu. Să le fac vreo culoare anume, sincer, nu le-aș face. Body kit-ul ăsta vine foarte bine aici cu difuzorul. Și sincer, și fața arată bine, așa, vedeți, uite, găurile astea pe aici, arată chiar... E navetă spațială, măi, și sincer, acum, spoilerul ăsta, ăsta e... E al Toyota, frate, deci asta e stas, n-ai cum să-l modifici pe ăsta. Install setup, avem aici 98.000 de cărăuri, nicio problemă. Like acolo, un like egal 1.000.000 de cărăuri, așa. Deci cu cât mai multe like-uri, atât mai multe milioane, să zic așa. Uite, n-avem body kit-uri pe aia. Bun, mă, sunt gata. Sunt gata, cred. Ce? Cred că așa sunt gata. Sunt gata, dar parcă m-aș uita un pic la culorile, la jante, așa, nu știu, parcă aș face eu un pic. Sincer, așa. Eu o fac autentic. Ia să vedem, o faci autentică. What? De ce mi s-a făcut culoarea asta? Bă, mie mi s-a... What? Mie nu mi-a rămas ăla, frate. A, nu cred că i-am dat download, bă. Ia stai. A, nu cred că i-am dat download, bă, cred. Mai mult ca sigur n-am făcut chestia asta, bă, ce nasol, bă. Hai că mi se încarcă și o fac. Na, n-am fost atent, bă, la faza asta. Mi se pare că aici, pe slotul ăsta era mașina. Gata, am terminat-o.
Creator info, uite aici, da, da, da. Dăm așa, băieți, uite, dau la ding. Dar nu știu dacă mi-a părut mie așa înainte, habar nu am. Uite, saving to my design and applying to the car, ok. Bun. O să vedeți acum cum trage mașina, trage, mamă, e senzație mașina, băieți. O să băgăm aici la design puțin. Paint car, yes. Oare mi-l scoate iar, mă? Sincer, n-ar avea de ce. Da, uite, mi-l scoate iar, bă. Nu ai voie să modifici paint-ul luat de la altul. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Păi facem așa. Sună un telefon așa, nu știu la cui. Ia și un telefon la că filmezi o ceva. Mulțumesc frumos. Ia să vedem. Băi, sincer, cred că o fac... din nu știu, sincer, chiar nu știu. Îi pun o culoare așa, random, oricum, nu contează. Da, gata, știu ce am de făcut, știu ce am de făcut. Băgăm așa save to current car și avem până acum 11 minute de filmat. E ceva filmat, bă. Întotdeauna o să fie o chestie de asta, niciodată nu poți să fii... nu o să-ți iasă cum vrei, știi că... Uite, întâmpi chestii de astea, de exemplu, am pierdut acum minim 4 minute, lejer cu astea. Da, aia e, frate. Dăm download și cred că acum ar trebui să rămână jantele modificate și astea. Ia să vedem. Jantele cu culoare mă refer. N-am mai modificat oglinzile, puteam și palea. Puteam și spoilerul să-l modific, dar... Sincer, nu prea de treabă body kit-ul. Asta, design-ul cu jantele. Chiar n-are sens. Deși, uite, sunt tot albe. Sau mi se pare mie, mi se pare că i-am băgat chrome-ul ăla negru așa pe ea. Da, uite, au rămas la fel, bă, aia e. Nu apare, nu merge. Și am ieșit. Ia zi, tată. Ia uite, bă, băieți. Bun, facem așa. Intrăm în drone mod. Dăm jocul mai încet. Bau. Ia să vedem, tată. Avem unul în plus. Avem unul în plus? Pe ăsta, nu? Cu asta lui, cu rășcălia lui. Nici o problemă. Ia uite-l pe vărul Adelina aici cu... Mamă, uitați-vă cum arată, băieți, mașina asta. Frumos, a făcut-o frumos. Trebuie să recunoaște că a făcut-o frumos. Uite ăsta pe față aici, da, da. Pe capotă. Și câta capotă are mașina asta. Uitați-vă cum are asta și cum are asta. Aoleu. Avem Eclipse-ul care, mamă, chiar e numărul 1. Uite cum arată puțin. Uite puțin la body kit, uite la tot. Zoa gang aici. Nu uitați că aveți Zoarim gang cum ar veni. Dacă vreți să intrați și voi în gang-ul nostru. Gang-ul jmecherie cum ar veni. Uite, avem aici toate sponsorizările astea. Exact la fel, băi, bă, mă, e identică, mă. Frumos, frumos. Super frumos și jantele sunt frumoase, rău. Și avem aici Mazda-ul, RX 7-le din, cred că din 97 sau nu mai știu cât era. Da, da, 97. Nici nu mai știu exact. Frumos, frumos, cu tot, cu jante, cu tot și chestia asta pe ușă. Super tare, super tare. Și mi-am prezentat mașina mea, Supra-ul, care, sincer, asta chiar cred că e legendă pentru Fast and Furious și pentru... Să dau mai încet așa. Și pentru Polar, că băieți. Bun. Da, da. Îi dăm? Îi dăm. Hai. Așa și joc mai tare. Și uitați-vă, băieți. Deja în a treia, uitați-vă cum fuge. Scuzați microfonul, așa o să se audă. O să dau un pic mai așa. În cauza că am vibrațiile băgate în volan. Dacă vreți să vedeți setările mele, le-am luat și de la cineva de pe YouTube. Sunt cele mai bune setări din punctul meu de vedere pentru drift. O să vă fac un clip special, zic așa, un clip separat, să zic. Și o să vi le arăt acolo. Așa, bun, tată. Bă, sincer, direct în drift ești nebun. S-o duce frumos, frate. Mama, acum e altă viață pe ea. E altă viață, mă? Ți-am zis că e altă viață, deci efectiv, mamă, deci trage acum de rupe. Am dat-o acolo puțin în boschezi. Am vrut să nu-l ating peste acum, dar... Drifturile au început să-mi iasă din ce în ce mai bine, deși astăzi chiar n-am făcut niciun drift. Poate să vă zic și băieții că n-am făcut mai niciun, decât Liviu acolo un pic pe short. Da, pe live, deci îmi scriau băieții pe live, bă, nu mai face bă drifturi că ne plictisim. Dar o să mă ajute mult, băieți. O să avem clipuri super mega tari cu drifturi, așa că trebuie să recunoașteți că a ieșit bine până aici, cât de cât. La prima am dat fail mult, dar în schimb asta, deci asta rupe adereța și în a patra. Gândiți-vă că
Am făcut cu a treia acum. Super, 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 mega tare, a ieșit. M-am dat bine rău, ești nebun. Dacă vine băiatul cu arrow-ul lui și să nu-l... Scuze frate, te bup. Așteptăm să vină băieții în spatele meu. În spătișorile meu. Bă, dar Dadu, ce face, mă? Ia uite-l pe Dadu, vede. Ce-ai făcut, Vere? Ai făcut autostop, ești nebun. Ia uitați-l pe Dadu, băieți. Ia, să dă bine sau sal? Hai că sunt în a doua eu. Hai că să dă Dadu așa dacă e. Dadu e pe tastatură. Ești pe tastatură, nu ești pe tastatură, nu? Nu, e mai botulețel așa pe short. Dar nu e problemă, că dacă vedeți cum eram pe primul live, a dădeam vina pe joc, că e jocul slab. Întotdeauna o să ai de învățat, frate, efectiv, întotdeauna. De exemplu, și acum am dat fail. Am intrat cu a treia, deși e bine cu a treia aici. Am dat. E foarte bine cu a treia aici, dar... Rupe mult, aderența asta trebuie să fii foarte, foarte atent cu accelerația, frate. Deci dacă nu ești atent cu accelerația... Dar nu e 4-4, am... O ai 4-4, mă? Da. Nu te cred. Ba, mă cred. Păi și cum e tu să faci drift cu 4-4, gen poți, dar... Așa, uite în spate. Poți, poți și cu 4-4, că nu e... Dar e intră mai nasol, da, cu 4-4 dacă ai sistemele și, și sistemele activate. Nu, le-am spas. Dar oricum trage mai mult spatele. Asta e dacă poți să dai drift în drift, gen, mamă, ar fi... Nu uitați, băieți, dacă aveți idei de clipuri noi, aștept în comentarii absolut tot timpul, o să vă dau numărul la fiecare comentariu și să spuneți ce idei de clipuri mai aveți. De preferat ar fi să nu fie ideile altor youtuberi, cel puțin din România, să zic așa, pentru că o să creeze chestia aia în comentarii cu îl copiezi pe ăla și nu faci nu știu ce și sincer e chiar nasol chestia asta din punctul meu de vedere, pentru că apar și discuții și așa mai departe. Eu vă mulțumesc că asta până acum pe clip. Acestea sunt mașinile încă o dată. Sper că v-a plăcut și driftul. N-am făcut deloc training înainte, cam niciunul, v-am zis, decât puțin live, s-a dat foarte, foarte, foarte puțin. Dar, sincer, e inesesizabil. Inesesizabil, așa. Astea sunt mașinile, dacă am greșit, vă rugăm să ne lăsați în comentariu a cui mașina a fost greșită și a cui era, de fapt. Și cam da, nu uitați de like, să subscribe dacă sunteți noi, evident, pentru că e cel mai important lucru pe lângă like. Și, uitați pe vorul aici cu Miniu. Noi vă salutăm, ne auzim la următorul clip. Și numai, salut. Bine. Salut, salut. Pa, pa.